subiective, gânduri, informații, sentimente, etc. Pe de o parte, tot ceea ce are conotație negativă ne îmbolnăvește și toate celelalte conotații pozitive din potrivă. Ori lucrul ăsta este extrem de important pentru noi. Dacă creierul este un efect al Universului, asta înseamnă că dacă atribuim aceleași efecte cauzei ca și finalității unei cauze, ca și efectul unei cauze, atunci Universul se sprijină pe o lege fundamentală, o lege etică, o lege morală. Și atunci, tot ceea ce gândim contrar, asta înseamnă, până și cuvintele vulgare. Am văzut un film recent. N-am să înțeleg niciodată. Am întrebat că îi cunoști și pe actor și pe regizor. Cum este posibil să vii cu cuvinte de mahala ordinare într-un film în care asistă și copii? Și mi-a spus, asta se face în Occident. Este asta un răspuns? Adică, dacă văd pe un om când ghite cuie, noi toți trebuie să ghiți cuie, ca să răspund de alte lucruri pestilențiale. Merg mai departe. Am vrut să spun aici că modalitatea în care gândim noi, pe de o parte, este corpul nostru și în același timp noi suntem în acord sau dimpotrivă, în dezacord cu Universul. Și asta ne costă. Actuala criză economică și are originea, în primul rând, în criza morală în care ne aflăm. Omenirea pare să și pierdu sensul propriei sale existențe. Pretutindeni se agită. Pretutindeni se vorbește de suferință. De oameni nevinovați, uciși de către alți oameni vinovați. Om și Univers au aceeași sorgite de natură spirituală. Mai mult decât oricând, putem astăzi să înțelegem că spiritualitatea este un atribut care aparține atât omului, cât și ordinii universale. Și sper că am fost înțeles când am spus lucrul acesta. Viitorul omenirii reclamă o altă concepție despre ceea ce numim politică, bani și exploatarea solului și subsolului. Omul viitorului va trebui să fie un om al cunoașterei, al colaborării și nu al urii și violenței. Renașterea spirituală este singura soluție a continuității vieții pe o planetă maltratată dincolo de limita sa de suportabilitate. Și în fine, avem acum cu toții nevoie de un aer proaspăt, într-o lume normală, alta decât cea în care trăim. Mulțumesc pentru atenție. Acestea fiind spuse în prima etapă, aș da voie ca microfonul să poată circula prin sală pentru eventuale întrebări, care mi-aș dori să fie punctuale, nu atât comentarii, ci întrebări, și să nu degenereze într-o prezentare personală a problemei personale, ci o întrebare, pentru că scopul este să putem beneficia cât mai mult de prezența dânsului și de a înțelege modul în care dânsul încearcă să ne împărtășească o experiență de viață. Deci, cine sparge viața? Fina și fina. Spre finalul prezentării dumneavoastră, ați făcut o remarcă privitoare la Lamarck. Mult hulit de către atenții paradigmei actuale, să-i spunem oficiale. Și în timpul lui a fost unul dintre oamenii care a spus cel mai mult. Lamarck a rămas în cultură, totuși, prin celebra zicere, funcția creează organul. Da, da. Și Darwin are dreptatea lui, într-un fel. Sigur. Iar știința complexității aduce un concept proaspăt nou, acela de coevoluție, inspirat-o de biologie, da, bineînțeles. Și atunci nu ar fi mai corect ca noua paradigmă, noua așezare a viziunii, să spunem de fapt că funcția și organul coevoluează? E de meritat, am gândit mult la asta. Dat fiind faptul că m-am gândit mult cum funcționează o depresie, o anxietate, o frică.
În ce manieră se traduce din chimie în corpul nostru, mintea noastră? Eu cred că întâi este nevoia de o funcție și după aceea se creează organul. Nu întâi apare organul și apoi funcția. Apropo de ideea cine a fost întâi, oul sau găina, nu, întâi a fost oul care a avut găina. Adică, oul e proiectul. Proiectul creează oul. Nu pot fi înțeles dacă gândim în termen de concept materialist. Dacă gândim în termen spiritualist, atunci știm că noi venim din dimensiunea universului spiritual cu un program. Știm exact. Vă dau un exemplu. Sunt în anul 2000 și eu am misiunea să devin medic. Atunci există un consiliu care se discută cu tine și spune tot lucru. Tu vei fi medic în anul 2025. În anul 2025 patologia înseamnă asta, asta. Aparatele înseamnă asta, asta. Îți dau cazul ăsta. Cum ai să te descurci? Se dau mai multe variante și alegi una. De când vă spun lucrurile astea, că universul de dincolo, el e primordial. Că el e sursa noastră. Sursa noastră, originea lucrurilor. Și că venim de acolo. O știință întreagă. V-ați putut vreodată imagina că dincolo se învață fizica atomică? Nu. V-ați putut gândi vreodată că un om în comă, de fapt, se instruiește în circuite electronice utile omului de aici? Medicină nu. Este o altă cunoaștere. Este altceva. Și atunci, fii cu programul de acolo și programul, această entitate, care este o entitate morfogenetică, creează structurile capabile să exprime o funcție, să satisfacă o funcție. E așa simplă afirmație aruncată, cum fac eu acum, sigur că nu vă convinge. Pentru că rămânem tot la termenii științei materialiste. Este această patima neo-darwinismului. S-a adăugat la asta mutațiile genetice întâmplătoare al lui Monod, hazardul. Nu sunt de acord nici cu asta. Dacă cineva mi-a arătat o întâmplare care a creat un om, vă mai spun următorul lucru. În virtutea ideii de evoluție materialistă, darwinistă, dacă vreți, se evoluează de la simplu la complex. Dom'le, păi dacă materia este o arbă, cum susține, cum e posibil ca să ai o evoluție adusă prin întâmplare, cum zice Darwin, dar numai progresistă? De ce n-ar fi și invers? Dacă admitem că două maimuțe l-au făcut pe om, de ce n-admitem și invers, că doi oameni o să facă o maimuță? Ca așa e întâmplarea. Asta e întâmplarea. Dacă este un sens în evoluție, atunci materia nu mai este o arbă. Atunci nu mai discutăm în termen materialist, ci discutăm în termen spiritualist, înseamnă că înapoi a materiei, de fapt, fizica cuantică ne sfințează materia, știți foarte bine. Materia o vedem noi. Pentru că dacă n-am vedea așa, ne-am înțelege. M-ați ascultat, nu putea să ne înțelegem. Noi vedem, încă o dată, era mult mai mult de vorbit. Nu puteam să vă consum toată situația. Noi nu percepem decât o aproximație de realitate. O linie nu e dreaptă. Pământul nu e turtit. Luna nu e cât o vedem. Am spus că în momentul în care americanii au dus pe lună, eu pe vremea aia nu aveam televizor, eram încă tânăr la o gazdă și o întreb pe gazdă, crezi că omul e pe lună? Răspunsul ei a fost ăsta. Cum o să fie, domnule? Dumnezeu, nu vezi cât e de mică luna, cum să încapă omul pe ea? Atât vedea ea. Noi nu vedem o realitate. Când pastorul le-a spus, uite, microbii ăștia mă îmbolnăvesc, a zis, hai, domnule, fii serios, niște oameni, niște alea care nu le văd, mă îmbolnăvesc pe mine. Păi nu vezi câtă huiduma sunt? Păi huiduma aia e dată de o ființă care nu se vede, microscopică. Deci nu percepem o realitate, percepem doar aproximații și suntem condiționați să vedem tridimensional pentru că altfel nu ne-am putea înțelege. În universul spiritual nu este doar o continuitate de spațiu-timp. Nu este un timp și un spațiu relativ, ci absolut, ci toate sunt relative, este e cu totul alt univers. Nu este o succesiune a lucrurilor, ci este o simultaneitate a lor. Deci venim dintr-un alt univers, o altă lume. Și atunci, dacă asta înțelegem, putem să înțelegem și de ce venim cu programe și că funcția precede organul. Scuze. Vă rog. Menții. Apropo de ce ați adăugat acum și apropo de afirmația pe care ați făcut-o, cum că venim ca să experimentăm ceva. Corect. Și că plecăm imediat ce am experimentat. Corect, și asta.
aveți o ipoteză și chiar cred lucrul ăsta, intuitiv. Dar m-ar interesa care e ipoteza dumneavoastră asupra lucrului pe care, sau lucrurilor, sau stărilor pe care trăiesc sau pe care venim ca să le experimentăm. Experimentăm întotdeauna acele însușiri pe care le-am mai întâlnit, le-am dezvoltat în alt univers. Venim aici. Știința n-are cuvinte să exprime doar lumea. Dar nici invers, nici religia nu are, nu e capabilă să-i lipsesc termeni. Deci acum 2 ani am fost la Roma, la cursurile lui Brian Weiss. Cel care descopere regresia psihică exact în această manieră. Vezi omul pe scenă care au diverse boli. Face o regresie hipnotică și îl aduce pur și simplu în acel moment, în acel stadiu, la alt statut biologic. Deci, ori altă viață. Vă dau un exemplu. O fată. Avea dureri de inimă, era inimă perfectă, era tânără, nu avea motive. Indus, îi se face regresie și spune: acum 200 de ani eram fiica unui șef de trib. A fost o ceartă și cineva a scăpat o săgeată exact în inimă și a murit. Acea durere a dus în conștiinței, rămânând în memoria celulei, pur și simplu dispare. E singura motivă. Sunt fobii, obsesii care medicina nu le poate vindeca. Acestea vin din alt timp. Sunt cancere care apar pe acel loc în care cândva a fost omul rănit sau ucis. Vă dau un exemplu. Un cancer de colon. Tumor operat. Regresie. Spune: în secolul roman am murit într-o lance produsă în abdomen. Acest cancer poate să recidiveze, dar dacă face o regresie la celula conștiinței, de fapt, se șterge din memoria celulei, el nu mai poate recidiva. Pentru că asta se întâmplă. Sigur, biserica nu admite reîncarnarea. Bun. Să spunem că a rămas în memoria celulei. Deși, dacă stăm să ne gândim, cine mi-a garantat mie că ăla are din Tatăl Fiul la infinit și nu s-a rog lanț undeva, ca eu să moștenez de la el ceva? Nimeni nu poate garanta. Dar hai să o luăm așa ca să nu supărăm pe nimeni. Deci, în memoria celulelor noastre avem informație de la toate generațiile noastre, nu numai de la 9, cum spune Biblia, de la 10.000 de generații. Acea celulă, la un moment dat, creează o distorsiune patologică, un efect patologic. O boală, o tumoră, ceva. Sau o deformare. Și nu se rezolvă nici cum pe calea medicinei, decât tocmai scoasă din memoria celulei prin regresie adusă în conștiință. Uneori e nevoie încă de câteva ședințe de psihoterapie, dar cert este că fobii și obsesie nu dispar decât pe această cale. N-am timpul să scriu odată o carte despre lucrurile astea, că sunt absolut fascinante. Dar să vă spun un lucru care n-am avut timp să vă spun. Noi spunem că conștiința e a creierului. Moartea clinică demonstrează că creierul este non-funcțional în clipa în care individul are experiență și ne relatează mie ce se întâmplă în planul ăla. Asta înseamnă că conștiința mea nu este decât un ram al conștiinței cosmice și că creierul este doar un receptor. Creierul este intermediarul care aduce informație în planul conștiinței și este și receptorul care îmi evocă, ecforează din planul conștiinței în planul gândirii mele informația. Creierul apare în felul acesta, portița deschisă spre creier prin conștiință. Dar în cazul transplantelor de corp, de ficat, acei indivizi care primesc organul respectiv încep să gândească la fel ca cei oameni. Și atunci unde e conștiința? E în inimă? Deci l-am scos pe creier. Vă dau un exemplu. Un tânăr negru, muzician, este omorât pe stradă, împușcat pe vremea Ku Klux Klanului de cineva, cum se întâmpla în stupidățile alea. Inima ajunge la un cetățean care era oțelar, furnalist. Ei, acel furnalist se trezește cântând arii din opere, care în viața lui nu o să lucră. Ei, aflați că lucrul ăsta bulversează complet cunoașterea. Eu îl sfidez pe orice neurolog să vină să discute cu despre lucrul ăsta, să spună unde e conștiința. Și atunci ajunge la concluzia că, de fapt, conștiința este un câmp care cuprinde întreaga noastră ființă. Adică vreau să spun prin asta că ceea ce am învățat până acum este atât de departe. Cu tot puteți imagina. Asta e ceea ce m-a determinat pe mine să mă ocup de lucruri. Dar nu vedeți că mă ocup de lucruri bizare? Pentru că mi s-a părut că ceea ce știu, ceea ce am fost învățat pe băncile școlii, nu e suficient, nu pot să-mi explic lumea.
Și atunci îți spun, dacă am avut șansa să mă nasc, dacă am creierul ăsta, nu trebuie să-i spui și des eu îi spun, eu îți dau să mănânci, mă ocup de tine, te întrețin. Tu ce-mi dai? Dă-mi informație, spune-mi. Și atunci îi dau informație și caut explicații, care sunt de alt ordin. Asta e lumea viitorului. Ne place, nu ne place, este singura soluție să ieșim din marasmul în care ne aflăm. Și vom afla lucruri despre noi uluitoare. Știți care va fi evoluția lui, dacă tot discutăm? Nu o să ne crească pe 6 degete. O să avem mai întâi 6, pe urmă 12 și pe 36 respirare de-a lungul timpului, cred că până în 2050, în care capacitatea de interpretare, de înțelegere a creierului meu este imensă. Conștiința capătă o frecvență prin care eu pot să vizitez universul de dincolo, care am spus în cartea ultimă, e mai aproape de noi decât Parisul. Vom ajunge să vedem acele lucruri, nu speriindu-ne de măgăoi și alte lucruri și fantome, stupidățile astea care atât amar de am speriat copiii. Nu au nimic comun cu asta. Este o realitate la fel de, nu e fizică, o realitate spirituală. Acea realitate noi o putem vedea doar numai crescând în frecvența, nu în momentul în care ne ocupăm de lucrul ăsta. Ce se înseamnă un stres și o gândire negativă și cu vulgaritate? Ne blochează pur și simplu canalele prin care noi ne formăm materie nouă. Încă o noțiune. Noi nu luăm numai oxigen, cum ne învață medicina din natură. Noi luăm și energie care devine substanță. Acea substanță este blocată de stres și de toată gândirea negativă. În momentul în care eu voi reuși să fiu în armonie cu natura, atunci ființa mea va fi o ființă optimală, perfectă. Asta e rostul învățării. Să ajungem acolo. Să nu mai stăm în marasmul și în mizeria în care trăim. Mă refer la mizerie mentală. Nu toți când au o mizerie fizică. Realizați lucrul ăsta. Atât de limitat gândindu-l și la ce nivel suntem. Când îi văd pe unii cum gândesc la pe... Ce este asta că schimbă canalul? Este o ordinărie. Pe eu deja m-am stresat. Ce să zic? Ok. Asta e tot, da? Altă întrebare? Altă observație? Mă rog. Încercați să dați microfonul mai spate. Sper să aud.